La PC Garage te echipăm gratuit. La orice procesor plus orice placă de bază plus orice placă video, primești cadou SSD sau carcasă RGB. Află mai multe pe pcgarage.ro. Salut, bine v-am găsit la un nou episod din The Last of Us 2. Iată, e nou în jocul ăsta și astăzi am ceva foarte special pentru voi, pentru că urmează să facem finalul jocului, oameni buni. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. Și știu că sunteți unii dintre voi care nici bine nu începe episodul și voi deja apăsați pe butonul de like, nici nu trebuie să vă mai spun eu nimic. Așa că vă mulțumesc din suflet dacă ați făcut acest lucru sau dacă ați apăsat chiar în acest moment. Data trecută, dacă mai țineți minte, eram cu povestea lui Abby și abia aștept să întoarcă la Ellie, pentru că știți că Ellie data trecută era ținută cu pistolul așa și nu știam exact ce o să se întâmple. Dar acum, practic, vedem din perspectiva lui Abby înainte să se întâmple evenimentul acela și s-a dus după, cred că erau cele două fete, dacă nu mă înșel aici, s-a dus să încerce să le salveze, pentru că ele, știți că au rămas, ele au salvat-o pe aia din pădure și după aia ele au rămas aici, era fata aia cu mâna aia ruptă, dacă mai țineți minte. Și acum trebuie să vedem unde sunt ele, dacă au plecat, dacă n-au plecat, cam asta ne interesează în momentul de față. Așa că hai să vedem. Așa că am văzut ceva aici. A, nu, e doar un workbench ăla de upgradat. Ok. Sper că sunt acolo. Eu nu mai țin minte unde erau exact. A, uite aici erau, da, mi-aduc acum aminte. Sper să nu fie ceva nasol pe aici, dar parcă aici? Oh, oh. Kid? You still there? Ești încă acolo? E cineva mort acolo jos, da. Oh, 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 oh. Nu te apropia. Sunt eu. Ok. How's he doing? El era aici. Cum se simte? Ok. Mâna aia n-arată bine deloc. Da, deloc, frate. Să-ți mișc mâna. Ok. Dacă n-ați apucat să vedeți până la final episodul anterior, a primit niște ciocane în mână. Îi dau o șansă să supraviețuiască. Băi, bine că reîntoarce o favoare, știi? Adică, practic, ea a fost salvată din pădure de ei. Și acum, ea la rândul ei, o salvează pe ea. S-a întors aici la acvariu. Să vedem ce se întâmplă. Pentru cei care sunteți poate confuz de ce vine finalul atât de repede, am să vă explic imediat. Ăștia sunt scari? Avem nevoie de ceva medical. Wow, 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 wow! Mamă, stați cu minți, mă, nebunilor! Lasă jos arcul, te rog. Abby, who are these kids? Abby, cine sunt acești copii? They saved my life. Mi-au salvat viața în pădure. Can you take a look at her? Poți să uiți, te rog, frumos la ea? Stay out. Ok. This is Yara. Asta e Yara. What did this? Cine a făcut asta? Un ciocan mare. It wasn't me. Nu eu. Lasă-o jos. Mamă, frate, deci nu vreau să... Nu, mâna aia, nu. E roșie toată. Simți? Yara. Mai simte cu mâna aia? No. Nu mai simte. I was gonna clean it and try resetting. The bone's shattered. Osul este crăpat tot. She has compartment syndrome. Are sindrom compartimental, nu știu exact. It means it has to come off. Trebuie să-i tai mâna. She's a soldier. E soldat, nu poți să iei mâna. We leave it, it'll turn gangrenous. Dacă o lași așa, o să se întâmple ceva și mai rău. Please. Vai de capul meu, nici nu vreau să mă gândesc. Ideal? Un fier strău, ceva antibiotice. Dar nu prea avem chestii ideale acum. Avem cuțite, foc. Hai să-i tai mâna cu cuțitul, vai de capul meu. Ar muri dintr-o infecție. Make me a list. I'll go to the hospital, I'll get whatever you need. I don't mind.
Să ducă la spital să ia chestii pentru ea. Nu are câteva zile să te duci tu. N-are timp. Dacă te pot duce acolo în 2 ore. Spitalul Wolf. Cum poți să faci chestia asta? Am construit poduri înalte. Așa mergem peste inundație și să vă evităm pe voi. Poate să reziste 2 ore. Probabil că da. Faceți lista. Vorbești serios? Podurile astea sunt folosite de scari. Doar trimit câteva grupuri mici. Nu e o glumă. Și pune viața în pericol pentru altcineva. Ceea ce mă face să o privesc cu alți ochi pe ea, pentru că până acum o vedeam doar ca o răzbunătoare și atât. Dar acum îmi dau seama că acest caracter e un piculeț mai complex decât credeam inițial. Ceea ce e bine. Mi-ai furat cheile. Pare rău. Poți să vorbesc cu tine? Vorbește. De ce faci asta? Ok. Ce că a înșelat-o pe nevasta, pe iubita lui. Ce că nu știe de ei doi. Că au fost împreună. Ok. Să mergem. Sper că știi ce faci. Da, vreau să vă povestesc faza cu episoadele. Am făcut niște episoade mai scurte, cel puțin așa le vedeți voi pe YouTube, dar nu am tăiat din povestea jocului, ci am tăiat din combatul repetitiv. Da, pentru că sunt ore întregi de combat. Am lăsat ceva combat, dar am tăiat din combatul repetitiv, unde pur și simplu te plictisești. Și am lăsat povestea întreagă, știi, n-am tăiat deloc din poveste, astfel încât voi, într-o perioadă scurtă de timp, puteți să experimentați toată povestea, fără să trebuiască să vă uitați la 20 de ore, okay, cât are jocul ăsta inițial. Asta unde pur și simplu trebuie să te cațări sau să traversezi anumite zone, unde la fel e destul de boring. Așa că, da. Bun, hai să vedem. A trebuit să ne ducem noi. Clădirea aia înaltă. Dar de ce vrea să merg acolo? Să sunt eu curios. Habar n-am. Dar vom intra printr-o clădire de apartamente, ce? Ia să vedem. Ok. Clickerii sunt cei mai enervanți. Dar bine, și ăștia l-ați dat. Clickerii în special. Și bang. No. Bun. Sunt extrem de mulți în zona asta, să știți. Extrem de mulți. Wow, și un de ăsta mirositor. E bine că mai avem ajutoare, dar... Ah, my god. No, fă de astea cu mine, te rog. Dă-mă cu ciocanul. Rupe-l, mă, cu ciocanul, mă. Am rupt ciocanul de el, ești nebun? Am intrat în clădirea asta și mergem cu liftul acum. Ne ducem până sus de tot. E frică de înălțime lui Abby? Cred că da. Mamă, e frică rău de tot. Nu mă gândeam că are frică de înălțime. Bă, dar nici nu se vede în jos. Câtă ceață e. Atâta tot mi-aș dori, dacă se poate. Să nu fie vreun mare zombie pe aici. Da, el a fost tot din Scar, dar e rebel acum, adică nu mai vrea să facă parte, știi? Și acum toți ăia din Scar îl urmăresc pe băiatul ăsta. Dar, el tot are antrenamentul și tot ce trebuie. De la Scar, deci să e pregătit de treabă, bă, ce mișto, să văd geamurile, uitați-vă puțin, condensul. Ok. Bun. Ușurel.
People cross this regularly? Oamenii trec pe aici în mod normal? Da. You're lying. Minți. I'm not. Nu mint. I mean, it's not the most popular. Nu e cea mai populară rută, însă. Dar deci astea sunt podurile făcute de ei de care vorbea. Shit. Mamă, păi normal că nu vezi, mă, de jos podul ăsta. Uitați-vă ce ceas e aici. Vai, i s-a făcut rău. I s-a făcut puțin răuț. Aștept puterea aia de care îmi tot spui tu mie. Ok. Tot ce sper e că nu o să ne pună să ne întoarcem pe aceeași rută. Ar fi super aiurea să vezi că traversăm toată chestia asta din nou. Dar, n-am, cine știe. Abar n-am, nu m-am mai mișcat odată jocul ăsta, deci n-am de unde să știu. Așa, bun. Hai să vedem. Can we take a minute and be impressed by me? Not yet. Why? Okay. Why? You'll see. Încă unul? Shit, Lev. Încă unul. It's gonna be okay. O să fie în regulă. Shit. Podurile văd că sunt făcute pe o macara veche sau ceva de genul ăsta, vedeți? Fuck. Să-ți ții balansul. Ușor, ușor. Ok. How are you not terrified of this? Unde nu ți-e frică de toate astea? Nu sunt speriat de înălțime. Ce te sperie? Oceanul? Câini? Ok. Da, bănuiesc fiecare are câte o frică. Wow! Wow, cât de sus suntem. Uite, acum se vede bine. S-a dus ceața. Te poți să vezi spitalul acum. Oh fuck. Lol, frate. I can't do this. Nu pot să fac asta. Ba poți. Nu pot. Come on, true strength. Ok, și cum vom ajunge noi la spital? Suntem destul de aproape acum de spital, dar Da. Mă cobor pe scara asta. Bă, sincer să fiu, și mie mi-ar fi frică. Hai că uite, eu de exemplu nu am frică de înălțim sau ceva de genul ăsta. Dar mi-ar fi frică, sincer. Almost there. Aproape am ajuns. Adică, frate, să mergi. Numai dacă te uiți în jos, cred că ți se face rău. Dacă ai fi în viața reală. I'm dizzy. Am amețit. Nu. Oh. Hold on. Ține-te bine. Oh my god. De ce e apa aici? Mă, mi s-a făcut rău și amețit, mă. A avut baftă maximă, că au picat într-o piscină. Wow. Dacă nu era piscina asta aici, cam rip. Ar fi fost cam rip așa dacă e. Baftă mare cu piscina asta, frate. Ești gata? Dai un minut. Te rog. Ok. Ok. Se uită așa ciudat, adică gen, ce, e ceva normal să mergem pe la înălțimi de astea așa mari pentru mine, știi? Ce? Ok. Ok. Mamă, câte arme poartă la ea. O armă de aia e extrem de grea. Tot echipamentul de pe aia e extrem de greu, adică uitați-vă, pun și la ciocanul ăla, e ciocan de la mare. Unde mergem acum? I don't know. Nu știu. What do you mean? This is the right building, but asta e clădirea bună, dar n-am fost niciodată în partea asta a clădirii. Da, pentru că noi am picat într-o zonă în care n-ar fi trebuit să fim, în mod normal. Okay, well. Sală de sport. Piscina și sala de sport. Asta a fi fost vreun hotel ceva. Că suntem sus de tot și nu merg jos scările. Sau? Dacă ajungem la stradă, o să fim exact la spital. Ok. Ăla nu mai e în viață, dar unul de-al vostru. Nu, verifică hainele. Îi dă și lui o lanternă. Nu ți-o da în ochi. E că ia un cadou. Da.
Ăștia sunt copii care s-au născut în perioada asta de apocalipsă, știi? Că, cel puțin așa mi se pare, că e destul de tânăr. Și, na, nu știe foarte multe chestii despre toate astea. Și am tot ce trebuie să facem este să ne strecurăm. Prea și avea de gând să mă bat cu toți ăștia. E zona de lift. Abby. Oh, dar ce am găsit noi aici? Ce am găsit al meu să fie? Bă, oh my god. Avem un pic de flamethrower așa. Haideți băieți și fete. E petrecere. Mamă. Ce mi suflă. Asta e cum de la mare. E chiar cel mai mare, dar e mare. Oh, tăticu. Stai acolo că stai bine. Facem un grătar de zombi. Hai să fugim rapid, rapid de tot. Sunt destul de mulți acolo și nu are rost să ne batem cu ei toți. Ok, și am ajuns la lift unde trebuia să fim în primul rând. De aici ar trebui să știe el. You can take your mask off. În sfârșit am ajuns în zona aia de spital. Hai să vedem ce e acolo. Oameni cu bărci. Până aici mergi tu. De ce? Pentru că ei vor să te omoare. De-al vostru. Sunt eu, Abby. E Abby. E singură? Deschideți poarta. Bă, măcar a recunoscut-o. Deci asta e bine, asta înseamnă că putem să luăm acele pastile de care e nevoie. Hey guys. Jesus, you swim here? Hai, notat până aici. Mi s-a stricat barca. Am nevoie de ceva medical. Fac o treabă pentru Isaac. Noi mutăm toate chestiile la Isaac. Ce ai nevoie? Nu poți vorbi despre asta. Ok. Totul se mută. Uite-te aici și vezi dacă ai nevoie de ceva. E Nora pe aici? Ieri a zis că trebuie să vină aici. A plecat cu ultimul transport. O să se întoarcă. Ei, deci, practic, ei au scos toate chestiile afară să le mute. Ok. Hard zombie. E ciudat, știi, să te duci în zona asta și să nu te împuște nimeni? E chiar ciudat. Abby. Asta nu e aia pe care am omorât-o noi? Care se jucă pe PS Vita? Ba da, e. Am verificat cu Isaac. Te vrea înapoi. Lasă-mă să vorbesc eu cu el. Vorbește cu el în persoană. Pleci cu următorul transport, îmi pare rău. A fost dispărută de ieri. Oh, nu, o capturează. Dă mâinile. Asta strică toate planurile ei. Mama, deci câte întorsături de situație are jocul ăsta? Nu știu exact, dar... Ok. Hei! Lasă-mă să plec! You're gonna dislocate your shoulder. O să-ți rupi umărul. Nora. Nu credeam că o să te văd pe partea rea lui Isaac. O ajută. L-ai găsit pe unul la acvariu? Am vorbit cu Manny. Am nevoie de ceva medical. Ce s-a întâmplat cu el? Sindrom compartimental. Nu știu dacă așa se numește. Am încercat să traduc. Nu tu îl tratezi, nu? Mel, nu avem foarte mult timp. Am nevoie de asta.
of these supplies have been packed and shipped already. Majoritatea au fost trimise deja. Nu prea mai avem multe chestii. What? Ce? We haven't cleared out the lower floors yet. Mai e ceva la etajul? They have what I need? La primele etaje. Yeah, probably, but probabil, dar it's rough down there. Nu știm exact ce se află acolo. I'll be fine. O să fiu în regulă. You get caught. Dacă ești prinsă, n-am avut nimic de a face cu asta. Bineînțeles. Acum, na, normal că nu mai ai camere de supraveghere, nu mai ai nimic. Nu poți să știi cine a dat drumul. Fuck. Yeah. Ce de rău că trebuie să ia mâna și asta. Bine, o minte și nu-i zice că a zis că Owen are problema. Isaac talked to her? After he found out you left base, Isaac interrogated all of us. He was rough on her. Did anyone talk? No. Whoa. Nora. Where are you two going? Nora, unde vă duceți? Grab Abby. So eu pe Abby. Pregătim barca. I still got boxes on the third floor. Mai avem niște cutii de luat. Puteți să le luați mai întâi? Barca e destul de plină. Nu vreau să fiu aici toată ziua. Ok. Thanks. Mersi. Noroc de Nora, că ne ajută, că ne rest. Nici oamenii ei nu mai sunt oamenii ei acum. And you're okay? Ești în regulă? Always. Mereu. Well, Manny's been worried sick about you. Manny se gândește la tine. Ok, hai să stingem și noi lanterna, că e lumină. Anyway, I bet he will soon. Hmm. So what's Owen's care-i planul lui Owen când ia, după ce ia mâna? He's been talking about se gândea Santa să mergem la Santa Barbara. He knows that's all bullshit, right? Știe că acolo nu e nimic, nu? So bad for Mel. Îmi pare rău pentru Mel. Me too. Da, și eu. All right. Și mie. These floors have the ICU, the trauma center and a few surgical suites. Okay. Sounds perfect. There's a reason we haven't touched this area yet. E un motiv pentru care nu am venit aici încă. Deci de aici au pornit toată infectarea. O să fie plin de zombi. Awesome. Minunat. Da, se putea? O se putea. May your survival be long. Sper să supraviețuiești. See you back at base. Ne vedem înapoi la bază. I hope. Sper. Yeah. Da. Deci practic de aici a pornit toată chestia cu zombii. Aici s-au infectat ăștia prima dată. Interesant, povestea de origine. Ok. Surgery, trauma, ICU. Ok. Îmi place chestia asta cu săgețile. Nu e obligatoriu să o folosești, însă pentru mine mi se pare destul de șmecheră pentru că zice exact unde trebuie să merg. V-am zis, mă interesează în mare parte povestea și nimic altceva. Ok. Zona de traume. Ok, masca de gaze, deja știm ce urmează. Chestii nasoale. Bineînțeles. Oh my god, ce e aici? Tăticule. Nu. Caution level 3 contaminat. Deci uitați-vă cum arată toată chestia asta. În niciun caz n-ai vrea să te bagi în așa ceva, frate. Dar bănuiesc că îi datorează chestia asta fetei. Am flamethrower-ul totuși. Hai să facem o șmecherie de asta, așa. Da? Ce ziceți, băieți? Oho, stai cu minte. Bine, probabil asta a făcut destul de mult zgomot. Asta e faza aia la flamethrower. Face extrem de mult zgomot. Ok, stai și tu acolo, dar îmi place că îi ține la distanță. Că efectiv nu se poate apropia de mine. Ok? Mai e vreunul? Sau v-ați liniștit? Asta cred că o să fie bun. Da, sunt lucrurile care trebuie pentru operație. Sper să fie tot.
ce ne trebuie. Oh. Ok. Se aude ceva mare. What e chestia aia, taticule? Frate? Ce e aia? Ok, să-mi explice cineva, că n-am mai văzut până acum. Wow. Ok, dai cu fuga, bănuiesc. Dai cu fuga, că nu te poți bate cu așa ceva, frate. Deschide, deschide, deschide. Ok, n-am mai văzut așa ceva de la asta, vă spun acum. Asta e evoluția monștrilor. Haide, că vine nebunia, Godzilla vine. Vine Godzilla, e nebunit. Hai, rapid, 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 fă ceva. Nu, 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 nu. Dă-i, dă-i în gură. Oh my god. Fii, l-ai rănit puțin, da, gen, da. Hai, gata. Suntem destul de jos. Oricând că are masca la gură. Vrei tu să-mi zici că eu trebuie să mă bat cu chestia asta? Cu atrocitatea asta? Ce vorbești, mă? Ce vorbești? Speram că trebuie să fug de el doar. În care cap să-i trag? Asta pot să fac. Ok. Zic că moare. What? Scoate copii din el! Oh my god. Oh my god. Asta e o chestie de coșmar, frate. Adică gen... Asta e când visezi foarte urât noaptea. Ok? Ok? Ce face acum? Sper că moare. Mai iese unul din el. Hai, zi-mi că nu. Vai de capul de zile mele. S-a fost cea mai oribilă experiență pe care am avut-o. Că a fost interesant, dar terifiant. O văd lumină. Doamne, ajută. Haide. Sper că iar e în regulă. Poate aia cu mâna. Oh, oh. M-am speriat. Mi arată că sunt ăștia care păzesc locul. Cum a știut el că sunt aici? Sau că e voie și pe aici? Trebuia să stai acolo. Te caută toți. Ce ai făcut? Nimic. Ți-am spus să stai acolo. Nu am putut. Prietenii tăi sunt peste tot. Uite barca. Urmează-mă. Ok. E bine că au avut o barcă și că nu trebuie să ne mai întoarcem pe unde am venit totuși. Tors. Totul e gata. Poți să duci să vă vezi acum. E tot în regulă? Da. Sunt doar copii. Oricum, dacă nu făceau chestia asta, ar fi murit, știi? Și n-a avut prea multe variante, din păcate pentru ea. Nu, cred că are coșmar. Sau poate nu e coșmar, îl vede pe tatăl ei. Seattle, ziua a treia. Am auzit niște oameni că îi spuneau lui Lev Lily. De ce? O perioadă lungă de timp. N-am înțeles de ce tot se întreba de legile pe care le avem și tradițiile pe care le avem. Când mi-a explicat cum se simte el de fapt. I-am spus că trebuie să țină pentru el.
could snap out of it. Hmm. He seemed fine for a while. But then he shaved his head. Apoi? Like one of the men. Și-a spus părul ca unul dintre bărbați. Is that when you ran? Deci de fapt e fată? First I screamed at him. Stai băiat. I hit him. L-am lovit. Se referă ca la, ca și cum ar fi băiat. So stupid. I have an idea. Am o idee. Why don't we find something to cheer him up? Vrei să găsim ceva să-l înveselim? Come on. Hai, vino încoace. Ce zici de asta? Am găsit aici o jucărie. Mel nu are dreptate. Ești o persoană bună. Mel fiind nevasta lui Owen, care nu prea are o părere bună despre ea, pentru că probabil se gândește că între Owen și asta încă mai e ceva. Și cred că mai e. Nu mai fura lucrurile, te rog. Nu știam că tot ce e în acvariu e al tău. E acvariu meu, tot e al meu. Glumeam totuși. Puteți lua ce vreți. Da, tu nu poți. Ai văzut pe Lev? Da, s-a dus pe acolo. Ok. Poți să vorbesc cu tine? Ne întâlnim un pic mai târziu. Vii și tu în Santa Barbara, corect? Come to Santa Barbara. Nu pot. De ce? Știi de ce? Putem să găsim o soluție. Prea târziu. Nu, nu e. Să vrea să fie cu două deodată. Știu că e un dezastru total, știu. Putem să alegem să fim fericiți? Happy. Merităm să fim fericiți. Ai auzit asta? Lev! Oh, a plecat Lev. What? Se duce după ea, după cine? După mama lui. O să o omoare. Nu, o să-l omoare. E barca pregătită? Cât timp ai nevoie? Câteva ore. Ok, luăm o barcă de la marina. Cum o să-l găsesc altfel? Merg cu tine. Owen? Te duc pe insulă. Exact. Nu o să o lasă că singură. De fapt, o să mă lași. Pot să te ajut. Stai aici și repară barca aia. Să avem nevoie. Iara, vină tu cu mine. Get down! Manny? You by yourself? Yeah. Shit. Trebuie să facem rost de o barcă, neapărat. Doar că e cineva care încearcă să ne omoare în același timp. Am ajuns aici la marina. Ok, ai niște gloanțe să-mi dai și mie? Și că a trimis după ajutoare. Am nevoie de o barcă acum. Întreabă mai târziu. Atunci ajută-mă să-l omor pe sniper. Problema e că nu prea mai am gloanțe, frate. Stay low. Stai jos. Stau cât de jos pot. Mi-a omorât toată echipa. Nu-ți fă problemă, o să-l rupem. Ah, pe sub mașină, îmi zice jocul. E o idee. Te poți duce pe sub apă, lul. Tare. Nu mă gândeam la asta nici într-un milion de ani. Dar nu poți să noți, gen merge așa foarte, foarte încet pe sub apă. Nici nu ai unde să scazi capul la suprafață aici? Ba da. Am ieșit unde nu trebuia. Bun, aici nu ne vede. Fugi! E bun. Suficient de rapid și crezi că ai suficient de viață.
Să nu stai să te bați cu toți. Dacă aveam clanțe, stăteam să mă bat, dar n-am avut așa că... Se pare că a plecat, bineînțeles că e un laș. Dacă ești așa și mecher, bate-te și cu mine când sunt la apropiere, nu numai când sunt la distanță, știi? Oho! Wow! Ok, ok. Nu bag armură în viață. Hai, du-te după el. Tot trage, mă. Oho. Asta are și grenadă, are de tot. Eu mai am un glonț. E bună treaba. Unde e mă ăsta? Pe sus? N-o să ne audă oare? Nu pot să cred. Nu pot să cred așa ceva. Bă, frate, direct în căpățână i-a dat. Wow. Deci nu pot să cred așa ceva. Toate caracterele în jocul ăsta mor? Bă, dar toate, bă, frate. Și eu glumață nu prea mai am. Oh, oh, oh. Hai. Nu zic că e Tommy. E Tommy? Cred că e Tommy ăsta. Oh, da, e Tommy. Da, mă, el era sniperul, mă. Lul, frate. Wow. Asta întorsătură de situație, nu mă așteptam. Ești în regulă, da. E noroc că a venit asta să ne ajute. Cine era asta? Nu știu. Nu contează. Hai să luăm pe Lev și să ne întoarcem la acvariu. Bun, ne ducem după Lev, vârfuța. Și mergem pe insula aia, plină de scari. Am ajuns, cred că. Pe ce parte? Hai, vină pe mine. Asta știe drumul. Where is everyone? Unde e toată lumea? No guards? Fără gardieni? Ei nu folosesc locul ăsta din insulă. Uite. Barca lui Lev. Trebuie să ne grăbim. Știi unde se duce? La casa noastră. Acolo e mama noastră. Am ajuns într-un village aici. Dar se pare că toată lumea e în alertă, deși cred că au venit aia să invadeze. Aia de la Wolf. Asta este rău. Cum trecem pe aici? Poarta o să fie închisă. Prin Lumber Mill. Locul ăla cu torțe. O să ne scoate de aici, da. Putem să trecem pe acolo. Ok. Hai să vedem. Hai de jos. Închideți tot. Baricadați campul. Da. Avem niște mici mari probleme. Mamă, dă-ți ceva. Vie aici. Văd că e lumină. Lev? Ok. A, e mama lor, cred că. Și e moartă, dar... De ce? A, Lev a omorât-o. A făcut ea asta? Doar am încercat să vorbesc cu ea atât. Nu a vrut să înțeleagă. Deci cred că l-a atacat. Doar a început să țipe și atât. M-a fugărit. Am încercat să o fac să oprească. Dar... A lovit masa. Doar te apărai. N-ai făcut nimic rău. Săracu. O să fie în regulă, promit. Băi, bine că l-am găsit. Acum putem să plecăm de aici? Că și Lev vrea. Toată lumea vrea să plece.
Nimeni nu mai vrea să stea pe insula asta, mai ales acum când o să fie practic un fel de război. Darkul. Și acum suntem în formula de 3. Ok. Hai să spuneți în comentarii ce părere ați avut de joc. Eu oricum am să-i dau o notă la final. Dar am să-i dau o notă bazându-mă pe toată partea jocului. Sau poate îi dăm note pe segmente. Gen partea cu Ellie, partea cu Abby și finalul. Să vedem. Oh, oh, oh. Aha, Abby, da, da, eu sunt. Eu sunt. Mamă. Frate, zic că nu-i moartă? Iara, te rog. Da, nu știu ce să zic. Stai în spate. E Abby. Stați în spate. Stați jos. Oh, e Isaac. E șeful lor. Isaac. Ce faceți? De ce lași arma jos? Am nevoie să mă asculți. Ce e aia în spatele tău? Mi-a salvat viața. Dă-te la o parte. Nu e unul dintre ei, te rog. Abby, mișcă. E doar un copil. Ai 3 secunde să te miști de lângă scarul acela. 1. Chiar mă împuști? 2. Nu mă mișc. Ce am pușcat? Oh my god. Ia l-am pușcat, dar pentru că a avut chestia asta, practic i-a murit. Bă, toate caracterele în jocul ăsta mor? Toate? Ce joc e ăsta care mor toate caracterele? Într-un fel, e realistic așa vorbind, pentru că până la urmă se poate întâmpla. Dar e prea tristă povestea. Tu ești de-al meu, nu ei. Ascultă-mă. Am nevoie de tine să-mi arăți bărcile pe unde putem să plecăm. Să nu lăsăm pe nimeni să ne oprească, ok? I-a murit sora. Chiar în fața lui, practic. Ok. Foarte iurea situația de față. Să încercăm să găsim o modalitate de a pleca de aici. Să ne întoarcem. Sunt soldați, sunt soldați. Să-l aștept pe băiat că vine încoace. Salut, salut băiatul. Salut băiatul. Dă-i, dă-i, dă-i. Bum, bum. Peste față, perfect. Dă-i șlul ăsta. Dodge, trebuie să fac dodge. Cuțit. Alo, alo, unde crezi? Topor. Wow. Vai de capul și de zile mele. Și m-a speriat de ăsta al meu. Bun, vreau toporul ăla, se poate? Mersi. Trebuie să folosim calul ăsta. Încoace. Haide, haide, haide. Știi să mergi? Da, cât de cât. De unde știe ea cum să meargă pe cal? Să sunt curios. Dă-i tare, dă-i tare. Trebuie să și tragem în același timp. Ok. Măcar am gloanțe infinite în perioada asta. Dă-te jos! Stai în grijă să nu se urce ăștia pe cal, atâta tot. Wow, ce-i aici? Ce-i aici? E full război. Full război, trebuie să avem grijă să nu ne nimerească vreun glonț. Arde totul. Să ne ducem acolo? Nu știu, sigur. Doar bărcile sunt acolo totuși.
N-avem de ales, trebuie să mergem acolo, pentru că porcile sunt acolo. Nici nu ne poate opri. Opa. Opa. Ia de aici. Ia de aici. Încă un cal. No. Jos cu tine. Așa. Trecem direct. Wow. Bă, frate, arde totul. Care parte zbărcile? Peste deal. Ok. Hai că am reușit și chestia asta. Wow! No! Ah, nu-i bine deloc. Ești bine, Lev? Calul. Lasă, trebuie să ne mișcăm pe jos. Da. Să-mi schimb pistolul măcar. Acolo sunt docurile. Ok. We gotta get out of here. Ok, trebuie să ajungem acolo. Abby, this way. Abby Page. Asta e? Ne descurcăm cum putem. Nu ne dăm bătuți. Nicio formă. Încarcă mai repede. Fugi! Prea mulți ca să mă pun cu toți. N-am cum. E, ce căutăm aici sus? Nu mergem la docuri parcă? Și cât de bună ideea este să te bagi într-o clădire care arde. Să facem noi în privința asta. Abby! Bine. Hai aici. O să trec la? Lev! E bine să ai forță. Du-te. Au. Hai. Hai că putem să ne strecurăm. Wow! Mamă, e unul de la mare. E fost prost să vii încoace. Du-te de aici, lasă-mă. Trebuie să-și lase de zdană, sper că nu. Am toate chestiile bune acolo. Ba da. Oh, n-am nimic decât o secură, da. Pleacă, lasă-l în poace. Oh my god, mini boss battle. Hai, hai, care pe care. Aha. Ok, gata. Wow, ce l-a tăiat la față. Nu, trebuie să ne ajute Lev, că n-avem ce să facem altceva, nu cred. Da. Mă, frate! Pe bune? Uite-l iam. I-am dat peste față, i-a dat săgeată în el. N-are, mă, omul, nicio treabă. Nicio treabă n-are, dacă trag de săgeata aia. O strânge de gât. Nu de gât, trage de față. Bine, asta era. Wow. Exagerat de puternic tipul ăsta. Hai să găsim o barcă rapid. Să plecăm de aici. Dar, da, nu era nici partea asta, doar că nu... Mai zic, nu prea am pas atât de mult de caracterele astea de Abby, de gând. Sau acum când s-a întors ea la acvariu și observă probabil că a fost Ellie aici și a omorât pe toți. Și știți că noi am făcut chestia asta că, na. Așa e povestea până la urmă. A, toată lumea e moartă pe aici. Și probabil de asta s-a dus ea la zona aia, mă. La teatru.
Și s-a dus peste ei direct, pentru că a văzut chestia asta. Da. Mm-hmm. Povestea asta e tristă pentru ambele tabere. Pe de o parte, Ellie a suferit pentru că a murit Joel. Acum ea suferă pentru că i-a murit iubitul, cum ar veni și persoanele dragi. După aceea o să sufere iarăși Ellie pentru că cine știe ce o să mai întâmple. După asta iarăși suferă asta pentru că nu știu ce. Nimeni nu câștigă în jocul ăsta. E trist. Abby? Oh, nu! E harta! Așa și-a dat seama unde sunt ei localizați, unde e teatru. E harta unde a fost Ellie până acum. Cred că a pierdut-o aici. Mm-hmm. Hai să vedem cum putem să intrăm. N-am mai văzut un joc care să te pună efectiv din ambele perspective, din ambele tabere. Tehnic vorbind, nicio tabără nu e rea, știi? Dar circumstanțele... Na, având în vedere că noi ne-am tot jucat cu Ellie, pe noi ne interesează în mare parte okay. Povestea ei. Grab that ladder. Ready? Ai sus? Hop! Ok, și tu ar trebui să-mi dai mie scara jos, corect? Lo. Ok, mulțumesc. De sus. Chiar sunt super mega curios, pentru că acum ne întoarcem exact la partea unde s-a încheiat atunci cu Ellie. Când a lăsat arma jos și nu mai știam ce s-a întâmplat după aia. Am intrat în teatru pe exact pe acolo, prin spate. Cred că Tommy rip. Mâinile sus. Am spus mâinile sus și dă-te la o parte. Faci o greșeală mare. Nu te întoarce. Ține-ți arcul pe el. Pune-te la pământ. O să mă omori așa? Oh. Oh. Voi oameni. Oh! Da, asta a fost faza când a murit ăla. Stand up. Hands in the air. Mâinile sus sau trag. Nu fă asta, Ellie. Doar pleacă de aici. Ridică-te acum. Ok, oprește-te. Aruncă-ți arma. Aruncă arma acum. Nu. I know why you killed Joel. Știu de ce l-ai omorât pe Joel. He did what he did to save me. There is no cure because of me. I am the one. Da, să știm deja. Se repetă. Just let him go. Lasă-l să plece, te rog. You killed my friends. Mi-a omorât toți prietenii. We let you both live. Noi v-am lăsat să trăiți. And you wasted it. Și v-ați făcut asta. Deci asta s-a întâmplat după asta. Oh, nu! A murit și Tommy. Ok. Deci jocul ăsta mă pune să omor pe Ellie. Exact asta vrea jocul ăsta să fac, să omor pe Ellie. Și eu efectiv trag în Ellie. Nu vreau să fac chestia asta, dar asta mă pune jocul să fac. Și aș fi vrut să joc din perspectiva ei. Oh! Hai, Ellie, ai grijă! E ciudat. Dă-i! Asta e. E mult mai puternică decât Ellie, vă imaginați. Uuuu, am mișcat-o de mână! Oho! Oh, cuțit!
Dar eu ca să avansez trebuie să o bat pe el acum. N-am de ales. Wow. Motherfucker. Shit. Hai. Ok. Asta e joc, oameni buni. Nu vreau eu să fac asta, dar așa e poveste. Sper să nu omoare, sincer vă zic. O cam omoară. Deci zic că nu omoară. Uai de cap, mă. No, no, no. M-ai dat un pumn în gură de... Nu prea mai poate să meargă cu piciorul ăla ca lumea. S-o fi bătălia finală? Wow! Îi rupe și mâna. Wow! Wow! Nu, 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 e însărcinată! Nu! Oh my god, nu! Stop! Oprește-te, oprește-te! She had nothing to do with it. N-a făcut nimic. She's pregnant. E însărcinată. Good. Bine. Abby. E curusă viața pentru că i-a zis love. Păi da, da. Eu vreau să o omoare pe Ellie. Don't ever let me see you again. Nu vreau să te mai văd în fața ochilor vreodată. Deci i-a cruțat viața doar că a zis Lev. Ok. Fai de capul meu. Fai de... Da. Ok, sunt curios ce urmează. Ok, o fermă. Un loc destul de liniștit din ce se vede. Asta e Ellie, cred? Dar nu ne-a zis că au trecut ani sau ceva. Este ceasul lui Joel. Ai, bebelu... Hey, a, născut! Ce e în regulă? Nu a născut Ellie, a născut prietena ei. It's okay. Știți că era însărcinată? Din păcate, băiatul cu care e însărcinată nu mai e. Cred că s-au retras la o fermă îndepărtată. Oh, what's up, you little goobers? Na, uite, ia spală voase, totul e în regulă. Thanks for doing the dishes. Mulțumesc că speli vasele. Thank me by putting on some music. Yeah, I'll see what I can do. Okay, să-i pune niște muzică, chica. Să-i pune niște muzică. Sper să fie muzică de aia nasoală. Ok, ia să vedem. Să ascultăm melodia. Oh, fuck yeah! I love this song. Your mom is very easy to please. I'm with you. Okay. My bar is very... Place melodia asta, chica. Dansează. Dar parcă totul e în regulă pentru ele acum. Sunt curios cât a trecut atunci. Azi n-au zis nimic, n-au menționat. Oh, wow. Ce ciudat, ăsta e finalul, așa se termină? This is kind of working on me. Hopa. I'm aware. Okay. Okay, you're distracting me. Ei, mă distragi. Știu. Okay. All right. Go. Ok, du-te. Ok. Ok, luăm bebelușul cu noi. Hey, I think I left Ollie outside. L-am lăsat pe Ollie afară. L-a duce înăuntru. Yeah, sure thing. Ollie. Cine este Ollie? Dacă aparându-l pe aici. Where is he? Unde e? Pretty sure he's on the tractor. E pe tractor. You want some fresh air? Vrei niște aer curat?
Bă, chiar arată bine locul, adică n-am ce să zic. Uitați-vă și voi, și mult teren au aici, poate să-și facă palimente, poate să facă ce vor ele. Dar ce e aia de pe tractor? Ollie. Hey, Ollie. What are you doing? A, e jucăria lui, cred că, jucăria la bebeluș. Hang on, buddy. Ce zici, mă, mergești cu tractor acum? Yeah, here we go. A, nu, doar ne-am așezat să ne uităm așa. Hey, you know what? Știi ce? O să te învăț să cânti la chitară. Când o să fie mâinile tale mai mari. Și nu mai faci pe tine. It's all right. E ok. Everybody does it. Toată lumea a făcut asta. Spală rufe. More. Mai vrei dans? O să-mi spui să mă opresc. Should I stop? Să mă opresc? Ok. Enough. Ok, de ajuns. Seriously. Ah, uitau și animale. Vrei să te joci cu el? All right, here you go. Oh, 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 gentle, gentle, gentle. Ușor, ușor. It's like that. Ce drăguț. There you go. Yeah. Păi îți dai seama, se, adică ele se pot susține permanent, practic. Did you get the sheep into the barn? E recent, e recent pentru că mâna e încă, acum am văzut. Încă are probleme cu mâna. Ok, here. Cred. A, nu e pentru mână, mă, e pentru bebeluși. Deci nu e recent. Habar n-am. Ok, asta înseamnă că putem să ne folosim ambele mâini. Să ține și bebelușul în același timp. Să nu ții prea mult, are nevoie de o baie. Ok. Și acum suntem și de ăsta, cum îi spune. Cioban? Haideți! Haideți, oilor! Înapoi acolo, în barn. Haideți, haideți, haideți. Toate oile să se raporteze la barn, vă rog. În mâine. Da, ce s-au dat? Ei, cum ai ieșit tu? Mai e una aici? Una mică. Come on, little dude. Wow. Wow. What? Okay. Tocmai ce a avut-o un flashback de la... Come on, little guy. Do you want to eat? Nu vrei să mănânc... Oh, no. Cred că o să încep, o să înceapă să aibă flashback-uri cu... cu Joel. Și aduce aminte de pe vremea... Și aduce aminte exact scena în care a murit Joel. Mam. Mam. Te rog, nu. Ellie? Ellie. A venit asta. Ești acasă, ai... ai... e normală. Respiră. Îl iau. Ceea în care a rămas traumatizată de atunci, oricât de normal ar vrea să fie toată situația asta, ar vrea să fie tot ok să... Nu știu nici ce s-a întâmplat. E ok. Un pic de speriat. Sos la vânătoare. Ok. Probabil să-și mai revină puțin. Da, nu știu, chiar nu știu ce să zic. Credeam că o fi finalul și așa o să trăiască fericite până la adânci bătrânesc, dar... se pare că nu. Chestia asta o macină. Ok, hai să ne întoarcem înapoi la casă. Totul e ok, momentan. Și am mai revenit. Am vânat. Pare rău că a durat un picul mai mult decât mă așteptam. Cine e aici? Doar vină înăuntru. Tommy? What? L-am văzut mort.
L-am văzut mort pe Tommy, l-am e tras în cap. Ok, cineva să-mi explice cum s-a întâmplat și e viu? Mă bucur să te văd și eu. He's getting heavy. No. Se face mare. Big ball of muscle. Sounds good. Orașul e bun? Da. She's fine. We're taking some time apart. Okay. Sorry. Nah. We talked about it a lot. And, yes, well, we cu Maria. S-a despărțit de Maria. Okay. Come sit. Okay, stai aici. I got something to show you. Am ceva să-ți arăt. Nu l-am pușcat în cap? So I've been putting out feelers for months now. Eu l-am văzut împușcat în cap. And this new guy heard my story. Tipul ăsta nu mi-a auzit povestea. He told me about a woman. Mi-a spus de o femeie. Traded with. While he was moving through California. Care s-a dus prin California. Described her as built like an ox. Descrisă că a fost că e puternică ca un nu știu ce. He said they're living along this coast. A zis că au trăit aici pe coastă. Right here. Cred că e Abby. That's gotta be her. Cred că e ea. Oh my god. Mergem după Abby acum iarăși. Am terminat cu Abby. A, posibil la... A, uite-mă, nu are un ochi. E tras în ochi, cum ar veni aici prin ochi. I'm sorry. Îmi pare rău. Well. I can't go. Ei bine, eu nu mă pot duce. I know. Știu. Ok. Da, cred că... Forget about her. E mai ușor să uiți de ea și să stai aici, e mai confortabil. I'll make her pay. Tommy. Ai zis că o să faci să plătească. Tommy. Pentru cine a făcut. Tommy. Pentru ce a făcut lui Joe. Ce glumă. Poți să le-i te rog, da. Ce-a fost asta? Nimic. Știi prin ce am trecut? Ea mi-a promis chestia asta. Nu-mi pasă. Știu că nu-ți plasă, Dina. Asta e problema ta, ascultă-mă. Nu vii tu aici, la casa mea, cu chestia asta. Să nu te mai prind. Mă înțelegi? I-a dat exact locația unde ar putea fi Abby în momentul ăsta. Ok. O să-i las în spate și ea o să plece. Ok. Minte ce s-a întâmplat în noaptea aia când a fost ea prima dată sărutată de fata asta, cred? Da, uite, ea dansa cu băieții, n-avea nicio treabă, dar îi plăcea de ea. Scena asta am văzut-o în, am văzut-o în trailer, frate. Și chiar mă gândeam, zic, bă, tăiat asta din joc? Dar uite că nu. I hate these things. Nu-mi plac chestiile astea. Tell me about it. Da, nici mie. Your old man really laid into me today. Ok. What happened? Ce s-a întâmplat? Another big lecture about my patrols. Mi-a dat niște lecții despre patrule. Funny how involved he gets whenever you're scheduled to go out. Ok. Joel, adică. Yeah. Da. She's putting on quite the show. Ia uite cum dansează. Face show. I give you guys 2 weeks. Da, le dau 2 săptămâni. N-o se întâmple. Say something to you? Ți-a zis ceva ție? Make it 1 week. O săptămână. Ellie, hey! What took you so long? Ce s-a luat atât de mult? Dina? Sunt aici, nu? Dina? Jesse.
Jesse? Ah, o ia la dans. Nu uita că plecăm dimineață. Da, domnul. Ok. Am o întrebare foarte serioasă pentru tine. Cât de urât miros? Ce miroase? Ca un gunoi. Oh. Ok. Dar acum nasol. Îți place. Fiecare tip din camera asta se uită la tine acum. Poate se uită la tine. Nu, nu cred. Maybe they're jealous of you. Poate sunt geloși. Just a girl. Nu, sunt doar o fată, nu sunt în pericol. Oh, Ellie. Și ăsta e momentul în care sărută, cred? I think they should be terrified. Cred că ar trebui să le fie frică de tine. Opa! Da. Hey. Hey. It's a family event. E un eveniment de familie. Sorry. Pare rău. Sorry. Pare rău. Remember next time there's kids around. Următoarea dată țineți minte că sunt copii prin zonă. Oh, just what this town needs. Doar ce avea nevoie orașul ăsta. Wow. Ai zis ceva? Oh, Joe! Hey! Hey! Enough! De ajuns. De asta își cerea la scuze când am pornit jocul prima dată. Nu înțelegeam noi. Ce se întâmplă cu tine? N-avea niciun drept. Și tu ai dreptul să te iei de el? N-am nevoie de ajutorul tău, Joe. Încă erau certați. Așa, ce îmbătrânise Joel. Și cred că o să plece. Oh, a fost prinsă. Hey. 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 A trecut ceva vreme de când a dormit așa de mult? Da. He's fine. E în regulă. Go back to bed. Hai înapoi în pat. Talk about it in the morning. Vorbim mâine dimineața, da? I have to finish it. Trebuie să termin ce am început. You don't owe Tommy. Nu-i datorez lui Tommy nimic. Nu pot să dorm. Nu mănânc. Nu sunt ca tine, Dina. Ce? Crezi că pentru mine e ușor? Pentru tine, pentru el. Dar mă descurc. Te iubesc. Dovedește-o. Stai. Nu pot. Ce ar trebui să fac eu acum? Să stau să te aștept pe tine? Cine știe cât timp? O poate ești moartă? Nu plănuiesc să mor. Nici Jesse n-a plănuit. Sau Joel. Hei, oprește-te. Hei, te rog. Avem o familie. Nu e mai importantă decât noi, Abby. Nu. Da.
Nu știu, e... E ceva ce o bântuie. Nu o să mai fac asta din nou. Asta depinde de tine. Wow, uitați-vă cum arată zona asta. Unde suntem aici? Posibil să fie zona aia nouă, unde vreau aia să se ducă inițial. Da, 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 uitați-vă, sunt... E Abby și cu Eve. Okay, Constance. Now we just need... Acum doar avem nevoie de... Am verificat strada asta. O să acum o săptămână. I can't believe you traded a pistol for this. It's a lead. Okay. No way that guy saw fireflies over here. Nu cred că au văzut fireflies pe aici. Vor să caute fireflies, căci că par exista fireflies în zona asta. Să se reunească cu ei. Iar ne jucăm din perspectiva lui Abby. Hai. Imaginați cât de mișto au fost locurile astea când n-a fost apocalipsa? Is it really nothing? Iar nu e nimic? It can't be. Nu poate să fie. Lev, I think we're done here. Cred că am terminat aici. No, wait. Nu, așteaptă. You find something? O, a găsit ceva secret. Găsit ceva secret? Scratches. Ah, zgrieturi. Asta înseamnă că e ceva după dulapul ăsta. Scotch. Da, 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 da. Ochi bun a avut. Ok, împinge ăsta. Uite aici, jos. Hai să vedem. Hello? Alo, e cineva aici? Pare un loc de ascunzătoare, că văd foarte multe paturi, văd bucătărie, adică un fel de bază din ce se vede. Și avem și un radio. Nu funcționează. Avem nevoie de electricitate, cred. Da, uite că a mers. Guess they've got solar. Au energie solară, mam. Cu solară chiar n-ai nevoie de nimic, doar de soare. Și soare e destul de frecvent. Răspunde cineva aici, pe frecvența asta? Vezi undeva niște frecvențe? E o listă de numere și litere. Se Abby din Santa Barbara. Mă aude cineva? Cineva acolo? Ce e asta? Asta e. Astea sunt frecvențele. Is this frequency currently in use? Mă aude cineva? This is Abby from Santa Barbara. Is anyone out there? Da. Posibil să fie o cauză pierdută și să fi existat la un moment dat fireflies aici. Hi, Abby. Oba, nu. We got a clear signal on you. Te auzim bine. Where in Santa Barbara you suntem from? De unde ne suni din Santa Barbara? 24-25 Constance. Am auzit că există o bază, dar nu e nimeni aici. Căutăm fireflies. Și eu sunt firefly. Unde ai fost staționată? Am fost la Salt Lake Outpost. Cine era șeful acolo? Dr. Jerry Anderson. Era tatăl meu. I-am luat pe toți de la stații și am adus aici acasă. Cât sunteți acolo? Vreo 200. Puțin, câte puțin mai mult în fiecare lună. Una a avut dreptate. O să mai primiți încă doi. Cum vă găsim? Mergi pe Catalina Island. Ajungi la Domed Building și te găsim noi acolo. Ok, ne vedem în curând. Da, deci ăștia la Firefly s-au mutat de acolo și și-au făcut o bază aici. Ce înseamnă că ei
ea poate să fie salvată. Da, da, Ellie e pe drum. Hai să ne întoarcem la barcă. Ellie practic e pe drum spre ea să o moare. Ok, fine. Da. You were right. Ai avut dreptate. What was that? Ce a fost asta? Why do you make me repeat whenever I'm wrong? Hmm. Cuz it makes me feel better. Ok. Cuz it happened so late. Oh my god. Cine sunt ăștia? Tot timpul se bagă alții. Mamă, cine sunt ăștia? Bă, dar race. Bravo, bravo. Mamă, cât apun nu i-a dat. Ești nebun, i-a dat somn instant. Wow. Vai de capul meu, ce violență sunt ăștia. Oprește-te. Nu omora. Nu omoră. Leagă doar. Capturat-o. Lasă-mă să văd. Ești pregătit? Ce faci? Este șeful de pe aici, cine știe cine e, că noi în zona asta n-am fost. Da, nasolă treaba. Nu-l atinge. Nu știu cine sunt ăștia și cu ce se ocupau, dar în niciun caz nu e de bine. Uite ce am prins noi aici. Da. Și Ellie va trebui să bată cu ăia, probabil acum, ca să facă rost de Abby. Asta dacă n-au omorât ăia deja. Ok. Asta cred că e barca lui Ellie. A luat barca aia, mă, de la acvariu, la care tot lucra Owen. Aparent Owen a rezolvat-o, a reparat-o și acum... părul și cu ghiozdanul ăla cu săgețile în spate? Nu știu, îmi dă un vibe de Tomb Raider. Cum a ajuns la stradă de aici? Ok. Casa acolo sus. Am să le caut pe Google, am să caut videoclipuri cu Santa Barbara și cu San Francisco, cu Seattle. Sunt curios să văd cum arată în realitate. Sunt aici și Santa Barbara e în partea aia. Ok. Oho! Mamă, mamă, mamă! M-am prins într-o capcană. Vai de capul meu, a intrat direct în ea chestia aia. Nu e bine deloc. Nu e bine deloc. Mi-a picat și cuțitul pe jos. Ce mă fac? Băi, frate, capcane! Peste tot! Dacă sângerează și sângerează și în jos acum, o să moară în curând dacă nu se întâmplă ceva să fie salvată. Da. Bă, frate. Uite că vine cineva. Abby? Abby. Ah, nu. Te-am găsit, Abby, dar... A, nu e Abby. A, să ia doi, mă. Care, pe aia care au prins-o și pe Abby. This bitch is fucked up. Ma. Be lucky if she lasts a month. Are noroc dacă rezistă o lună. Can we please just say we're done for the day? Putem să zicem că am terminat pentru azi? Da, coboară și chestia aia și restează treapurile. Really, man? O bună, tipule? Is she even worth the trip back? Merită? Oh, oh, oh. Te-a prins? Nu, nu, nu. I'm good. Mom. Something funny? Ceva amuzant? Looks like you shit your pants. Pare că ai făcut pe tine. Fuck you say. Ce ai zis? Oh, bitch. You like funny, huh? Ești amuzant, ha? Come on. We don't need this. Hai, n-avem nevoie de asta. Hai, lasă-o în pace. Ești amuzantă, da? Ești serios? Hai, râde, râzi. Wow, l-a dat pe el!
Nice! Bine, Ellie, bine, e foarte rănită, din păcate, dar... Wow! Nu știu cât ar mai rezista cu... Mă mir că a rezistat atâta. Stai, ai zis Abby? Căutai Abby, pe Abby. Am luat eu pe una cu o lună. Da, da. Una mare. Cu brațul cât mine. Avea un copil după ea. Da, ea e. Dacă mă lași să plec, îți spun unde e. Poți să ajungi la ea înainte să te ia infecția. Începe infecția pe mână, cred că. Vorbește, are nevoie de antibiotice. E undeva într-un holding cell. Unde e asta? Merge acolo, în direcția respectivă, până la tren. Astfel o să te duc la un resort. O clădire rotundă. Ok. Omoară-l, eu zic să-l omori. Nu merită asta. Jur. Nice. Nu, ăștia omorau doar așa ca să omoare. Sau capturau doar așa ca să captureze. N-am înțeles exact motivul. Chiar n-am înțeles. Ok. A zis Dina aia că n-ar trebui să facă chestia asta. A, s-a cusut ea. Păi da, mă, nene, dar te-ai cusut tu, dar... Fuck. Infecția aia ce zice? Wow! Cine sunt ăștia? Ea e o armă? Wow. Shit. Okay, am o armă cu amortizor. Ok, sper că nu mă vede nimeni, ea nu se uită în direcția mea. Dacă aud că l-a ajutat cineva, nu știu ce se întâmplă. Era un fel de închisoare ceva. Și uite clădirea rotundă e acolo. O, Doamne. Da, acolo e. Și v-am zis, dacă funcționează chestia asta, de ce să nu o facem? Hai să vedem. Unde este Abby? Marta! Fucking ambush! Stop! God damn it! Olu! Stai cu minte, fata mea! Ia uite-i pe asta! Ah, el e și rănită puțin, asta-i faza. Mama, i-a băgat de aici în ochi. Hai că prindă-și-o, prindă-și-o, bravo, bravo. Au luat cheile, bravo. Deschide ușa. Super. Unde e Abby? E mușcată. E mușcată? Abby a încercat să scape. E jos la stâlpi. A stâlpi? Jos pe plajă. N-ai cum să rătezi. Probabil că deja a murit. Păi mă frate, n-ai chinuit să ajungem până aici degeaba? Nici nu știu cât timp a trecut de când a prins-o pe Abby și până când a ajuns Ellie. Probabil a trecut ceva. Dar de ce a zis că she's beat? A, poate a zis de Ellie că e mușcată, că a văzut că... Jos la stâlpi. Unde ești? Abby.
Dacă moare și Ellie la final, o să fiu chiar trist, sincer. Pentru că deja se vede că nu mai are forța aproape deloc. Au scăpat, toți prizonierii au scăpat. Deschideți focul. Deci se creează o revoltă. Sunt armați. Mam. Ah. Mă doare pe mine când văd așa ceva. Mamă, ce e aici, mă, tăticule? Abby? Abby? E una dintre astea de pe stâlp? Nu e ea, mă uit după mâini. Asta e ea? What? Ajută-mă. Da, ea e. What? Nici nu mai seamănă. Mamă, au bătut-o. Ești tu. Păi, tăticule. De ce-i puneau pe oameni pe stâlpi? E ciudat rău de tot. Gruparea asta a lor ce făcea, nu știu, e ciudat. Noi suntem într-o poziție de putere aici, că avem armele la noi și toate astea. Alev. Nici mușchi parcă nu prea mai are așa. Ba, da, are, da. Cred că n-am mai mâncat de ceva vreme. Bărcile sunt pe partea asta. Și acum suntem prieteni? Mamă, nici Ellie nu prea mai face față. Nu cred că e genul de joc unde să ai multiple ending-uri, o să se termine exact cum vor developerii și atât. Dar totuși Ellie a bătut drumul până aici și a lăsat viața ei liniștită ca să o omoare pe asta. Nu ca să o scape, să o ajute. Da, nu știu ce să zic despre chestia asta. Și aduce aminte de Joe. Ce i-a făcut Abby lui Joe. Stai așa că începe treaba. Nu te pot lăsa să pleci. Nu fac asta acum. Wow, a luat-o de păr. Mamă. Îmi merg că mai are forță. Nu. Nu vreau să mă bat cu tine. Da, o să te bați. Oh. Și-o forțează să lupte. N-are treabă cu asta, Lev. L-ai făcut o parte din asta. Ok. Opa, 1v1. Vai de capul meu. Prește-te. Prește-te de pumn. Da, avantajul nostru că avem cuțit. Este avantajul? Vreau o bătălie corectă, dar nici n-ar trebui să fie în principiu. Dă-i mă rupă în bucăți. Fugi, ferește-te. Este ferește de pumn și pai dai, bom.
Ok, vine pe unul. Dai. Mama, cum le dă. No, no, no. Opa, opa, nu vrea să-mi ia cuțitul. Hai. Hai, nu, nu. Mă, frate, am ținut apăsat acolo. Hai. Ok. Dă-i. Wow, cuțit în ea direct. A reușit să scoată. No, am pierdut cuțitul. Mamă. Și care-i faza? Avem armele acolo, gen, aș putea să iau arma și poc, gata. Nu, ea vrea să o bat așa, gen, să o chinuie cum l-a chinuit pe Joel, probabil. Mă, frate, dau asta niște picioare. Mă, cum dă pumnii. Ia-mi prind și eu. Hai. Bun, acum așteptăm cât de ea, să o obosim. Al treilea nu l-am văzut. Unu. Hai. Unu. Doi. Nu? Ok. Așteptăm la trei. Mamă, Eli! Aha. La scena asta, sincer să fiu, nu mă așteptam. Mamă, mușcă de te... Aulu! Aulu! După o moară în apă așa necată. Se vede tristețea pe fața ei și aduce aminte de Joel. N-a omorât-o. What? Păi cum funcționează chestia asta? De îndată ce l-a zărit pe Joel în mintea ei, l-a lăsat-o în pace. Du-te, doar ai grijă de el, de copilul ăla. Ambele au pierdut atât de mult. Au pierdut tot, ambele. A meritat toată chestia asta? Și știu că Ellie zicea că cea mai mare frică ei este să rămână singură. Că a fost singură pe lume toată viața ei. Și exact asta s-a întâmplat. Cea mai mare frică a lui Ellie s-a întâmplat. A rămas singură. Pentru că Dina nu mai vrea să o primească înapoi. A zis că dacă pleacă, pleacă. Wow. Un final trist pentru The Last of Us 2. Dacă ăsta e finalul. Oh, nu s-a terminat încă. Oh, degetele lipsesc de la mână. Și e, nu mai e niciun obiect pe aici, nu mai e nimic. Pe cadina de mult. A golit tot. Sincer să fiu, cred că a făcut o decizie destul de nasoală, Ellie. Putea să rămână aici, să aibă o viață fericită. Cred că asta și-ar fi dorit Joel pentru ea mai degrabă decât... decât chestia asta pe care o are acum. Adică gen, e singură iarăși. Tara, dăruită de Joel.
Bă, vrea să cânte cântecelul ăla pe care l-a învățat de la Joe. Dar nu știu dacă mai merge cum trebuie, pentru că nu mai are degetele din spate. Asta e finalul? Nu zic că asta e finalul. What? What? Ok, nu e asta finalul. M-am speriat. M-am speriat. Hey. S-a întâlnit cu Joe. Asta e dinainte. Cafea. Where'd you get that? De unde ai luat asta? Those people that came through last week. Oamenii care au venit săptămâna trecută. Asta e dinainte. A little embarrassed as to what I had to trade to get it, but... A trebuit să dau ceva ca să-mi dea, dar nu era. I had Seth under control. L-aveam pe Seth sub control. Yeah, no. Da, știu. And you need to stop harassing Jesse about my patrols. Trebuie să nu te mai iei de Jesse de patrolele mele. Asta e după ce a fost balul ăla sau ce a fost dansul ăla acolo cu sărutul. Dina. Dina. She your girlfriend? E iubita ta? No. Nu. No, she, that was just one. A fost doar un sărut. Nu înseamnă nimic, doar. I don't know why she did that. Nu știu ce a făcut asta. Îți place de ea. So stupid. Ești așa stupid. I have no idea what that girl's intentions are. Nu știam ce intenție are fata aia. But I do know that she would be lucky. Dar știu că ar fi norocoasă. You're such an asshole. I'm not trying to. I was supposed to die in that hospital. Eu trebuia să mor în spitalul ăla. My life would have fucking mattered. Viața mea ar fi contat pentru ceva. But you took that from me. Dar mi-ai luat asta de la mine. Eu nu înțeleg pe Joel. The Lord gave me a second chance at that moment. Dacă cumva mi-ar fi dat cineva o șansă în plus în momentul ăla, all over. Aș face-o la fel. Care alege să o salveze din nou. Pentru că ține la ea. Yeah. Da. Eu doar... I don't think I can ever forgive you for that. Nu cred că te pot ierta vreodată pentru asta. Aș vrea să încerc. Aș vrea asta. Normal ar trebui să pună vina pe el, pentru că
Pentru că ține la ea? De ce? I'll see you around. Ne mai vedem. Da. Și aduce aminte de clipele alea. Prea trist jocul ăsta, frate, nu știu, mă întristează. Și Aghiozanu lasă chitara aici. Cred că asta a fost jocul. Da. Uite, chitara avea un Firefly pe logo de la Firefly. Da, deci el a lăsat, practic și-a lăsat totul în urmă, și-a lăsat trecutul în urmă. Și probabil vrea să uite și vrea să meargă mai departe în viața ei. Bă, ăsta a fost jocul. Ce pot eu să zic despre jocul ăsta? Chiar nu știu ce să zic. A fost un joc foarte bun. Mi-a plăcut foarte mult prima parte. Adică cât m-am jucat cu Ellie, bine, nu mi-a plăcut foarte mult faptul că l-a omorât pe Joel, chestia aia mi s-a părut o greșeală în opinia mea, dar până la urmă toată povestea s-a bazat pe chestia asta. La sfârșit, nu prea am avut un rezultat favorabil, nici nu ne-am luat revanșă pe fata aia, nici... Da, nu știu, credeți că o să mai fie și alt The Last of Us? Habar n-am. Aș putea spune... Din punct de vedere gameplay, nota 10, pentru că am îmbunătățit cu mult formula față de jocul anterior. Din punct de vedere al graficii, nota 10, pentru că la fel, grafica a fost îmbunătățită total. Din punct de vedere al story-ului, i-aș da un 7. Story-ul a fost tras de păr puțin. L-a omorât pe Joel, după aia fugi după ăla, am făcut chestia, dar am făcut-o degeaba, după aia ajunge aici la final și-a lăsat viața ei perfectă, perfectă între ghilimele, să se ducă să o moare pe aia, dar făcând chestia asta a pierdut-o pe Dina, s-a dus după asta, n-a mai omorât-o pe asta, până la urmă a lăsat-o să plece și a mai rămas singură, exact chestia de care era ei frică, dacă mai țineți minte în primul joc, că zicea că e frică să rămână singură. Da. Per total, trageți voi o concluzie. Jocul per total așa mi-a plăcut, dar la story a scârțit puțin și ăsta e tot jocul. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți astfel de jocuri pe viitor, o să vedem dacă o să mai găsim și altele interesante. Poate le vom încerca, o să vedem. Asta o să țină și de reacția voastră la această serie. Am vrut să o fac așa mai editată, mai compresată, să zic, pentru că dacă ar fi fost să fac, nu știu, 30 de episoade, nu s-ar fi uitat nimeni la 30 de episoade, plus că dacă ar fi fost să fac episoade de vreo 5-6 ore, la fel nu prea v-ați fi uitat la 6 ore. Așa că am preferat să editez părțile plictisitoare, să vă las doar povestea și sper că v-a plăcut. A fost o muncă destul de grea, adică zilele astea au fost vreo 3 zile la rând, în care de dimineață până seara doar asta am făcut. Dar, da, sper că v-a plăcut și ne auzim data viitoare. Pa, pa!